Tudor Chiril, atac dur la adresa Vioricii Dencil, după anunțul evaluării ministrilor, ai adus banii la BNI? Tudor Chiril a taxat-o pe Viorica Dencil, după ce premierul a infirmat ce urmează o remaniere guvernamentală, ci, mai degrab, va avea loc o evaluare a ministrilor, în interiorul coaliei. Ci ca doamna Viorica Dencil nu face remaniere guvernamentală, ci evaluarea ministrilor. Sincer, cred că singurul criteriu conform căruia nu te califici la guvernare e că n-ai făcut destule manevre pro-partid. Ai adus banii la Baieti? Te califici? Ai făcut ceva pentru comunitate, pentru Tara? Esti remaniat. Bine, acum să nu ne gândim prea tare ca ministrii intra la guvernare ca să facă ceva pentru Tara. Nici n-ar avea acum pentru că Dragnea e România, deci totul pentru România e totul pentru Dragnea, a scris Tudor Chiril pe Facebook.